Cele mai faine și ieftine jocuri le găsești pe eneba.com. Dacă folosești codul ExcelerTV, primești 3% reducere din partea mea. Link în descriere. Hai, salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de Farm Simulator 20 pe acest canal. Ei bine, frate, o să din nou pe seria noastră și continuăm aici cu progresele. Știți și voi că v-am zis de foarte mult timp că o să cumpărăm utilajul de cartof, dar nu am avut bani și da, v-am promis de foarte mult timp că o să-l cumpăr. Și în sfârșit am băgat niște bănuți aici pe joc, avem 500.000 de dolari după cum vedeți. Am zis să bag niște bănuți pentru că da, nu am mai făcut progrese mari și v-am promis de mult timp după cum v-am spus. Așa că azi o să cumpărăm acel utilaj și o să ne ocupăm și de cartofi de acum încolo. Bineînțeles să fiți cu ochii pe canal deoarece o să vină episoade faine de acum încolo și bineînțeles o să facem și niște challenge-uri pe care voi mi le-ați propus în comentarii la un clip pe care l-am pus eu pe canal. Și da, sper că o să vă placă, nu uitați, lăsați un like și bun, hai să trecem la episodul nostru. Hai să ne uităm puțin pe aici prin fermă, uite ce fel este tractorul ăsta, cu șenile așa. Hai să ne uităm puțin așa, să vedem care este treaba pe aici. 1, 5 și 13 sunt deja recoltate. 2, 3, 4 sunt în creștere, bineînțeles. Văd că mai au câteva petice pe care o să le facem acum și o să trimitem tractorul pe terenul 5, probabil, după care pe terenul mare. Terenul 6 l-am cumpărat în episoadele anterioare, după cum știți. Bun, hai să terminăm și aici și să lăsăm să crească totul. Să mă uit și la timp, să văd dacă e pe rapid sau nu. Bine, o să rămân acolo un mic petic, dar nu o să-l mai fac, pentru că nu are rost. Bun, gata. Hai să ducem tractorul pe terenul ăsta mare. Bine, nu este el mare, dar e un teren... What? Am băguit și jocul, băieți. Și da, o să vină un episod în care o să vă explic niște chestii cu niște bug-uri pe care mulți mi le-ați spus prin comentarii. Și sper eu să vină cât mai curând. Nu știu când o să postez clipul acesta, dar dacă l-ați văzut înaintea clipului acestuia, sper că v-a ajutat acel clip. Nu știu în ce ordine o să le postez, pentru că am mai postat, am mai avut și niște clipuri în avans pe care le-am mai postat pe canal și acestea sunt tot așa filmate în avans, unele dintre ele. Și de aia zic, nu știu când o să le postez, dar oricum sper că o să vă placă chiar și așa. Bun, o să punem aici niște soia, bineînțeles, cum am pus pe toate terenurile. Bun, aici avem acest tir. Combina asta văd că a terminat. E umplută jumătate. Wow, ce lag am pe aici, nu știu de ce, sincer să vă zic. Cred că am prea multe utilaje pe aici, nu știu care e faza. Dar și-a revenit. Bun, hai să golim noi combina. Și sincer nu mai știu pentru ce am luat, știți că am luat acel header, dar nu știu pentru ce combina, dacă l-am luat pentru asta sau pentru cealaltă. Dar o să ne uităm puțin pe hartă să vedem. Bun, ce avem noi aici? Dar nu ne arată. Ba da, este de la Capello. Hai să ne uităm puțin. Da, este pentru Massey Ferguson, deci hai să mergem să luăm Massey Ferguson-ul. Aici am mai fost eu pe la porci. Hai să luăm Massey Ferguson-ul, trebuie să mergem să-l golim. Bineînțeles să golim bunkerul și după care mergem și luăm acel header. Îmi pare rău dacă mai greșesc, dar nu am mai filmat de ceva vreme pentru că ați văzut și voi că am postat în ultima vreme mai rar. Am zis să o las mai moale puțin, dar de acum sper eu să postăm cât mai multe episoade în fiecare zi dacă se poate. Și da, văd că e susținere mare la seriile cu FSE și mă bucur foarte mult. Chiar mă bucur enorm de mult, pot să zic, că văd suportul vostru. Cred că asta își dorește orice om care face YouTube, să vadă suportul oamenilor care se uită la el. Da, aici am lag din cauza la acele utilaje, uite ce lag am pe aici. Wow! A dispărut instant lagul când am dat înapoi. Uite, când mă uit încolo. Sunt prea multe utilaje prin fermă pe aici. Și asta e toată chestia. Bun, hai să mergem așa. Văcuțile sunt în regulă.
Și bineînțeles, porci mai au nevoie de porumb și o să mergem imediat să recoltăm porumbul. Și mai trebuie să le dăm cartofi sau sfeclă, din câte știți. Bun, hai să ne oprim aici, frumos. Așa. Două combine, una lângă alta. Bun, bun, bun. Să vedem unde lăsăm header-ul. Și da, m-a întrebat lumea când se lansează FS23. Ei bine, la anul, băieți, deci mai avem de așteptat. Până atunci mai tragem de jocul ăsta. Uite ce lag am aici. Și probabil ați observat cu toții că am lag doar aici în bază. Când mă duc în altă parte nu mai am treabă, nu știu care e faza. Și da, m-a întrebat lumea dacă mă joc pe low. Da, mă joc pe low pentru că dacă joc pe altă, pe alt tip de grafică, merge nașpa. Bine, e și din cauza telefonului probabil în momentul ăsta, dar mai bine joc așa să meargă bine în mare parte decât să... Uite că am spălat și combina. Decât să am lag pe high sau ultra, mai bine așa. Bun, hai să mergem la terenul ăla. Prima oară când îl recoltăm. Aici e tot în regulă, terenurile sunt în creștere. Remorca aia de la tir, nu știu dacă e plină sau goală, dar cred că este goală. Și da, o să cumpărăm imediat, mergem și ducem ăsta, cumpărăm imediat și utilajul de care v-am zis. Și da, o să mai urmeze și niște challenge-uri, după cum v-am spus. Nu challenge-uri, niște experimente. Bineînțeles din ideile voastre, pentru că mi-ați dat niște idei prin comentarii și o să apăreți în acele clipuri. Altceva, o să mai vină și niște episoade interesante și cu alte jocuri. Bineînțeles, în mare parte jocuri cu tiruri sau tot așa cu farming. Deoarece știți și voi că cam așa postez eu pe canal jocurile astea. Dar aici nu știu dacă s-a făcut porumbul. Da, nu s-a făcut porumbul. Și văd că și aici am lag, deci nu știu care e treaba, deci nu mai zic nimic. Bun, hai să dăm puțin așa, să vedem noi în ce stadiu este recolta, pentru că, da, este în ultimul stadiu, nu, e în penultimul, cred, da. Deci trebuie să dăm timpul pe rapid, deci o să mai așteptăm. Bun, hai să mergem în shop și să nu mai stăm, cumpărăm imediat acest utilaj. Luăm acest grim pentru cartofi, bineînțeles, și vedeți și voi cât costă. Deci 500.000 de dolari aproape. Hai să-i dăm un buy și gata, nu mai avem niciun bănuț. Mai avem 3.000. Hai să vedem unde este. Combina asta o să o parcăm aici. Bun, bun, bun. Și în episodul următor, nu știu, vreți să vedem ce mai facem prin fermă. Poate mai cumpărăm ceva, nu știu. Bun, bun, bun. Și acesta este utilajul. A, eu apăsam pe... Bun, hai să-l analizăm puțin, pentru că eu nu l-am mai văzut niciodată în jocul acesta. Și cred că l-am mai văzut prin FS17, dacă nu mă înșel, dar nu am folosit niciodată utilajul ăsta. Bun, avem aici în față unde adună cartofii, are niște roți din astea subțiri, aici în mijloc ce are? Aici sunt benzile pe care se duc cartofii în sus, în bunker, avem și ceva disc acolo, șenile pe spate și aici, pe aici ies cartofii, cred, când vii cu remorca sau ceva de genul, nu știu cum funcționează treaba asta, dar... Știu că pe aici se învârt cartofii în toate părțile. Hai să ne uităm puțin și în interior. Wow, cum se vede. A, uite, acolo are niște imagini cu... cum zice, cu terenul. Foarte tare făcut. Aici avem așa, frumos. Dacă te uiți în spate, așa zici că ești în combină. Bine, e tot un fel de combină, dacă pot zic așa, dar e mai diferită. Cum e și cea de bumbac. Și da, ăsta este utilajul. Nu știu, aș pune pe terenul ăsta mare cartofi, dar nu știu ce să zic. Chiar aș încerca.
Și acum îmi pare rău că am pus pe terenul ăsta soia, dar o să punem cartofi pe terenul celălalt. Chiar sunt curios cât o să scoatem pe un teren din ăla mare de cartofi. Chiar sunt foarte, foarte curios. Deci așteptăm să termine aici tractorul și o să îl ducem să pună cartofi. Bun, hai să mergem cu tractorul ăsta în bază la noi. Purcelușii sunt în regulă, trebuie să le mai ducem corn, după cum v-am spus, dar mai așteptăm până crește. Și da, în episodul următor o să mai cumpărăm niște utilaje, poate cumpărăm un tractor nou. Și bineînțeles, nu știu, vedem ce tractor mai cumpărăm, pentru că mare parte mi-aș lua un fendul acela fără șenile, cel normal, acel Vario. Haideți să-l vedem puțin în shop, dacă tot. Ăsta aș vrea să-l iau, 1050-ul, mi se pare foarte bun. Șenilate din astea nu mai iau pentru că nu-mi plac, sincer să vă zic. Și cam atât aș mai putea să cumpăr. Bine, Challenger-ul ăsta nu l-am avut. Și ce n-am mai avut după aici? Astea mai mici, dar nu am ce să fac cu ele. Da, pe ăsta o să-l cumpărăm probabil, costă aproape 370.000, dar merită, zic eu. Are 517 cai și nu știu, nu m-am uitat sincer să văd că 517 ăsta cât are? 450. Deci e mai puternic ca acest John Deere și e bine. Oricum avem nevoie de mai multe tractoare. Nu știu, o să vedem ce mai cumpărăm prin fermă. Pe viitor ne ocupăm și de bumbac și de alte chestii. Și da, cam ăsta a fost episodul. În episodul următor cred că o să punem cartofi și vedem noi ce mai facem pe aici prin fermă. Și bineînțeles o să și recoltăm poate, dar în episodul următor nu cred că o să recoltăm, ci o să îi plantăm cum ar veni. Și cam ăsta a fost episodul. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să dați un share, că mă ajută foarte mult, să activați și clopoțelul pentru că este cel mai important. M-aș bucura foarte mult să lăsați un comentariu acolo. Dacă aveți idei de clipuri cu FS20, poate aveți idei de challenge-uri, de experimente și alte chestii, îmi spuneți în comentarii. Cam ăsta am fost eu, până data viitoare, v-am salutat, pa, pa!